Domnul Talpan, vă întreb, de ce vi se întâmplă asta? De ce sunteți bagiocorit acolo? Credeți că e și vreun interes? Sau așa e? Cred că există și un interes, pentru că atâta timp cât generalele care au făcut acest rău încă mai sunt prin funcții, unii când trec pe lângă mine, știți cum? Trec ca șobolanii aia, cum să vă spun, să nu fie văzuți, înțelegeți? Dar cine sunt generalii ăștia? Nu vreau să comentez mai mult, lăsați-i acum, nu e momentul să dăm numele. Bine, vreau să vă întreb altceva. Gigi Becali a anunțat ieri la Fanatic că și-a retras plângerea penală împotriva dumneavoastră, că a zis că și-a dat seama că nu poate totul să vă facă un rău, să vă bage la pușcărie. Pentru ce să mă bage la pușcărie? N-am făcut absolut nimic. Da, dar a zis că și-a retras plângerea, o să vă ceară banii, vrea banii în cont. Nu comentez lucrul ăsta, domnul Gigi Becali, știți foarte bine că el... Eu unul l-am apreciat, vreau să mă apreciez de la adevărata valoare și în momentul în care mă va aprecia, vă spun, va fi ce? Plecați la Gigi Becali sau ce? Nu e vorba de plecat. Aș vrea să mă respecte și să mă aprecieze mai mult ca pe avocații pe care îi are. Ah, interesantă declarație. Da. Interesantă. Dar apropo, de ce nu-i plătiți banii aia domnului Becali, care a fost s-a dat decizie definitivă, sau cel puțin așa zice domnul Becali, că aveți să-i dați 25.000 de euro. Domnul Becali zice ce vrea el. Eu v-am zis, la ora actuală, având în vedere situația de fapt și de drept, nu vreau să comentez mai mult. Dar nu atâta vă întreb, aveți să-i returnați banii aia sau nu? Nu am să-i dau niciun ban înapoi, el în permanență m-a jignit, m-a calomniat, m-a făcut în toate felurile, de pe urma acestor demersuri ale lui și a declarațiilor sale și suportele au început să mă înjure, să mă batjocorească și are o mare vină. Da? Trebuia să-i urmeze sfaturile domnului Dragomir și cred că avea mai mult de câștigat.